că e cam mult. Le mulțumim foarte mult că am venit. Noi ne vedem și în partea cealaltă. Da, vă invităm, dacă vreți să veniți, veniți la Bistro, la Cafea Central. În țara asta avem un concert absolut fabulos. Vă invităm acolo. Pe toți cei care puteți și doriți să veniți. Este și muzică și poezie din plin acolo. Vă așteptăm cu drag. Acum vă spunem imediat și adresa. Este pe strada Traian, numărul 147. Și acum avem o deosebită onoare să fie alături de noi doamna Margareta Labiș. Dânsa nu vrea să o lăudăm, dar pentru noi și pentru ei, mai ales pentru ei, este o mare onoare să aibă alături pe sora marelui poet Nicolae Labiș, pe care unii dintre voi l-ați studiat la școală, alții urmează să-l studiați, cei mai mici, și dacă nu l-ați studiat și dacă nu-l studiați la școală, o să am eu grijă să citiți. Îmi cer scuze, domnule Emil Mungeanu, și pentru dumneavoastră, și pentru domnul Ioan Rață, și pentru toți cei de aici. Mi-am schimbat gândurile și o să recit, pentru că s-a vorbit de fratele meu, o poezie reprezentativă a lui. Am să vă rog să nu vă mai mișcați, pentru că sunt și foarte obosită. Azi noapte v-am citit pe toți, pe unii de câte două ori, pentru că trebuia să găsesc acea stare de poezie, acel miraj al vârstei voastre. Să nu vorbesc prea mult, deci vreau să vă recit, nu înainte de a felicita pe domnul Roșu, pe doamna pe care nu o mai văd, pentru dumneavoastră, în primul rând, am venit și pentru cuplu acesta minunat pe care l-am cunoscut la sala Parlamentului la o comemorare Adrian Băunescu, unde am fost și eu invitată să vorbesc și mi-am adus aminte și am să vă spun foarte pe scurt cum acest mare poet era un fan Labiș, un admirator. Și ducându-mă odată la Flacăra Chemată, nu mai aduc aminte de ce, a creat un moment teatral. Când a fost anunțat de secretară, avea, dacă cine a fost vreodată la Vechiul Unic, de la Flacăra, de la Casa Scânteiei, respectiv Casa Presei, s-a plecat în fața mea când eu am intrat pe ușă și a îngenunchiat. Mai departe nu vă mai spun ce alte vorbe a spus, a fost un mie, am tresărit, l-am considerat teatral și exagerat, dar de câte ori vin aici sau în altă parte, sunt gâtuită de emoție, văd în ochii dumneavoastră că îl căutați pe fratele meu și toate aplauzele sunt pentru el și vă mulțumesc. Am promis domnului Crasu și pentru cei nominalizați și pentru doamna Ana, pe care o iubesc, și pentru frumoasa doamnă Pantazita, moartea căprioare. A fost o zi umidă și poate că atmosfera se încadrează în acest text. În anul în care fratele meu ar fi împlinit 81 de ani și 60 de ani de la trecerea lui de dincolo. Moartea căprioare. Seceta a ucis orice boare de vânt. Soarele s-a topit și a curs pe pământ. A rămas cerul fierbinte și gol, ciuturile
scot din fântână nămor, peste păduri tot mai des focuri, focuri, dansează sălbatice, satanice jocuri. Mă iau după tata la deal printre târșuri și brazii mă zgârie răi și uscați. Pornim amândoi vânătoarea de capre, vânătoarea foametei în munții Carpați. Setea mă năruie, fierbe pe piatră firul de apă prelins din cișmea. Tâmpla pasă pe umăr, pășesc ca pe o altă planetă imensă, străină și grea. Așteptam într-un loc unde încă mai sună din strunele undelor linei soarele. Când va scăpăta soarele, când va licări luna, aici vor veni în șirac să se adape una câte una căprioare. Spun tatii că mi-i sete și-mi face semn să tac. Amețitoare apă, ce limpede te clatin, mă simt legat prin sete de vietatea care va muri la ceas oprit de lege și de dactin. Cu foșnet veștejit răsuflă valea, ce îngrozitoare înserare plutește în univers, pe zare curge sânge și pieptul miroșu de parcă mâinile pline de sânge pe piept mi le-am șters. Ca prin altar ard ferici cu flăcări vineții și stelele uimite clipirea printre ele. Vai, cum aș vrea să nu mai vii, să nu mai vii, frumoasă jertfă a pădurii mele. Ea se arătă săltână și se opri privind în jur cu un fel de teamă și nările-i subțiri înfiorară apa cu cercuri lunecoase de aramă. Sclipea în ochii umezi ceva nelămurit. Știam că va muri și că o s-o doară. Mi se părea că retrăiesc un mit cu fata prefăcută în căprioară. De sus, lumina palidă, lunară, cernea pe blană caldă flori stinse de cireș. Vai, cum doream ca pentru întâia oară bătaia puștii tatii să dea greș. Dar zările vuiră, căzută în genunchi, își ridicase capul, îl clătină spre stele, îl prăvăli apoi stârnind pe apă șuvoaie roiuri negre de mărgele. O pasăre albastră zvâcnise dintre ramuri și viața căprioarei spre zările târzii spura selin cu țipăt ca păsările toamna când lasă cuibul sure și pustii. Împleticit m-am dus și am închis ochii umbroși, trist străjuiți de coarele, și-am tresărit tăcut și alb când tata mi-a șuirat cu bucurie: avem carne. Spun tatii că mi sete și-mi face semn să beau. Amețitoare apă, ce-ntunecate clatin,
mă simt legat prin sete de vietatea care a murit la ceas oprit de lege și de datin. Dar legea ni deșartă și străină, când viața noi cu greu se mai anină, iar datina și mina sunt deșarte, când sorul meu flămândă, bolnavă și pe moarte. Pe o navă, pușca tati scoate fum, vai, fără vânt aleargă frunzarele duium, înalță tata foc înfricoșat, vai, cât de mult pădurea s-a schimbat. Din ierburi prinde mâini fără să știu un clopoțel cu clinchet argintiu. De pe fricare tata scoate-n unghii inima căprioare și prărunghii. Ce-i inima? Mi-i foame, vreau să trăiesc și-aș vrea. Tu, iartă-mă, fecioară, tu, căprioara mea, mi-i somn, ce-naltă-i focul și codru, ce-adânc. Plâng, ce gândește tata, mănânc și plâng, mănânc. Am scris-o, eu n-am vrut să scriu și poate știți mulți dintre dumneavoastră, am stat departe de lumea literară. Dar după ce era cunoscut pe domnul și doamna Roșu și pe domnul Emil Ungeanu și pe doamna Ana și chiar pe domnul Călugăru și aici, cei care vin aici mereu, am început să vin. Asta mi-a fost foarte rău, nu știu de ce, și m-am gândit că poate e ultima oară când vă mai pot vedea și am ținut acum, după ce domnul Nicușor a amintit de fratele meu, după ce ați aplaudat căutându-mă, poate semnă puțin cu el, atunci m-am hotărât, vă mulțumesc. Și să nu uitați, pentru că el ar fi vrut să rămână cu amintire frumoasă.